După un secol, majestatea sa regală și principele Radu au început vizita în Belgia cu o întâlnire cu un grup de studenți. Așa cum și regele Ferdinand și regina Maria au fost întâmpinați de tinerii români care studiau aici în 1924. Acum au venit studenții din Republica Moldova care învață la Colegiul Europei din Bruj. Apoi, familia regală a fost întâmpinată de primarul orașului Bruj, în frumoasa sală gotică a primăriei. Regina Maria a marcat momentul de acum 100 de ani în jurnalul ei. Regele Ferdinand, regina Maria și regii Belgiei au salutat mulțimea adunată în Piața Mare din balconul primăriei. Iar mai apoi, regina Maria a notat în jurnalul ei că a fost fermecată de modul admirativ în care a fost primită de belgeni, dar și de frumusețea clădirilor vechi de aici, care au rămas neschimbate după 100 de ani. A cucerit-o Bruxelles și ea a cucerit pe belgeni, repet, prin acest mesaj de respect față de poporul belgian, în acest moment al depunerii de coroane la mormântul erorii necunoscut, după care, ea fiind neconvențională, belgienii au fost fermecați. Strănepoata regilor României mari a privit cu uimire și curiozitate fiecare fotografie în care au fost surprinse momente ale vizitei regale de acum un secol. Primarul localității Saint-Gilles a dezvălit plecuța străzii care poartă numele România. L'histoire entre la Roumanie et la Belgique, la partie contemporaine de notre histoire a commencé juste après la chute du rideau de fer. Un des premiers chefs d'État qui a appelé le roi Michel à Versoix, qui était encore en exil en Suisse, a été le roi Baudouin premier. C'était le début de l'histoire, au fond, de ce que mon père a fait pour nous rejoindre, comme vous avez dit, au Conseil des Nations. Il savait, je crois que c'était la deuxième ou la troisième visite qu'il a fait, c'était ici, pour plaider la cause de notre pays. Majestatea sa, Margareta și Principele Radu au fost invitați la o cină privată de regele Filip și regina Matilde ai Belgiei.